Ușor, ușor mi-am dezvoltat cariera de make-up artist pentru celebrități. Trebuie să tratez totul cu profesionalism. Atunci Alex este puțin dat deoparte. Am început să coafez, cred că în clasa 5-a. Și simplu am descoperit pe YouTube tutoriale și mi-au plăcut și am zis că hai să încerc. La machiaj chiar trebuie să ai bani ca să începi să lucrezi în acest domeniu. Fiecare machiaj trebuie adaptat pe fiecare fizionomie în parte. Straturi subțiri, machiajul trebuie să fie cât mai natural, mai bronzy. Doamnele și domnișoarele optează pentru machiaj soft, smoky, bronzy. 3 ani de zile cred că n-am mai făcut un smoky cu negru pe o clientă pentru că nu-și mai doresc asta. Pentru că am fost băiat, am avut parte doar de privilegii. Băieții din industria de beauty nu mai sunt marginalizați la momentul actual, din contră, ți-am spus, suntem priviți cu ochi buni, ca să zic așa. Este foarte important să evoluezi pentru că toată lumea evoluează și dacă tu rămâi în urmă, nu o să mai ai clienți. Să nu ai niște ochelari de cal la ochi și să crezi că tu ești foarte bun. Lucrez foarte mult cu Alina Ceușan. Ele două, practic, sunt artistele mele principale cu care lucrez. Eu consider că am fost născut pentru meseria asta. Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Invitatul de la Știri. Ne bucurăm de prezența în studioul Știri Botoșani a unui tânăr extrem de talentat, pasionat și dedicat meseriei pe care și-a ales-o la o vârstă destul de fragedă. Deși are doar 23 de ani, se poate lăuda cu un palmares impresionant. Este vorba despre Alexandru Tănasă, cunoscut și drept make-up artistul vedetelor din capitală, pe care foarte rar îl găsim acasă. De aceea am profitat de această ocazie să-l invităm în studioul nostru pentru a ne vorbi despre provocările cu care se confruntă în domeniul de beauty. Alex, vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și îți urez bun venit la noi în studio. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație, chiar este o plăcere și abia aștept să văd ce întrebări aveți pentru mine. Am înțeles că ai fost la Drăgușeni pentru câteva zile. Cum a fost revenirea acasă, în satul natal? Drăgușeni este, nu știu, oaza mea de liniște, ca să zic așa. Vin acasă la părinții mei, cu mâncare foarte bună, relaxare, dorm cât vreau, ceea ce nu prea se întâmplă la București în general și, nu știu, e pe vibe foarte relaxat cu părinții mei, cu familia. În general stau foarte mult cu familia pentru că nu prea petrec timp offline cu ei, vorbesc foarte mult pe cameră de 2-3 ori pe zi cu părinții mei, dar în realitate ne vedem destul de rar, așa că atunci când profităm, când avem timpul acesta, profităm de fiecare moment. De cât timp nu ai mai fost acasă? Cred că n-am mai fost acasă de la Paști. Deci încerci cum ar fi de fiecare dată când prinzi ocazia să vii, să-ți vezi familia. Cel puțin îmi trebuie cam o săptămână, pentru că eu vin cu trenul, oameni buni, la București, la Botoșani și o zi durează până ajung acasă și 5 zile măcar să știu că sunt liniștit. Da, da. Oricum durează după aia iar o zi. Da, iar o zi întors, da. Bagaje și toate cele, da. Zic să aflăm cine este Alexandru Tănasă. Eu sunt un tânăr make-up artist de 23 de ani. M-am mutat în București acum 3 ani și nu știu exact ce să spun. Sunt un om simplu, un om care și-a construit cariera ușor-ușor și acum depinde despre cine vorbim, despre Alexandru Tănasă sau despre Alex. Pentru că Alexandru Tănasă a făcut destul de multe până acum. Am intrat în lumea publică acum 3 ani și ușor-ușor mi-am dezvoltat cariera de make-up artist pentru celebrități. Încă machiez și persoane normale pentru evenimente, dar focusul meu acum sunt proiectele în general, pentru că acestea mi-aduc, în primul rând, o stabilitate financiară. Atunci când ești make-up artist pentru evenimente, cumva este restrâns timpul în care poți lucra. Iar eu m-am focusat foarte mult în București pe zona de seturi și videoclipuri și Alexandru Tănasă este un om vesel, îmi place foarte mult să ies cu prietenii mei, să mă distrez și da, cam asta. Viața lui Alexandru Tănase se îmbină totuși cu viața lui Alex. Se îmbină, pentru că după atâta timp, colegii mei au devenit și prietenii mei și ei cunosc ambele laturi. Da, este, nu știu cum să spun, sunt un om normal care se bucură de viața de capitală și din când în când mai merge și la muncă. Ca orice om. Ca orice om normal, exact.
Dar da, Alexandru Tănase se împletește cu Alex, dar în funcție de context, unul este mai dominat de celălalt. Și, de exemplu, când domina Alex și când domina Alexandru Tănase? Alexandru Tănase domină când este la muncă, când totul trebuie să fie perfect, trebuie să tratezi totul cu profesionalism. Atunci Alex este puțin dat deoparte. În schimb, cu prietenii mei nu prea mai există Alexandru Tănase. Acolo sunt Alex, prietenul lor, și pot să fac orice, pot să mă manifest în modul în care îmi doresc eu. Haide totuși să vorbim cum a început povestea ta în make-up. Cum a prins contur această pasiune a ta? Ai moștenit-o de la cineva? Eu inițial am început cu părul. Am început să coafez, cred că în clasa 5-a. Mi-a cumpărat părinții mei un cap de manechin pe care am început să exersez eu tot felul de împletituri. Iar în clasa 7 am început să machiez. Mama mea era reprezentant la un MLM și primea tot felul de produse. Într-o zi le-am adunat pe o masă și am început să machiez, dar chestia cu machiajul nu este moștenită. Mama mea nu se machiază. Pur și simplu a fost o pasiune descoperită de mine. În schimb, partea de păr, da, am moștenit-o de la ea, dar make-up-ul nu. Pur și simplu am descoperit pe YouTube tutoriale și mi-a plăcut și am zis că hai să încerc. De ce nu? Ziceai că ți-au cumpărat părinții tăi un cap de manichin și ai început să lucrezi, dar totuși de unde a început asta? Ai văzut la mama ta cum lucra și ți-a plăcut? Mama mea nu lucra în domeniul ăsta, pur și simplu venea o verișoară la mine și o împletea pe ea și îmi doream și eu să o împletesc pe ea și asta era că era și ea copil, nu voia să o trag pe ea de păr, știi? Și după am început să o împletesc pe mama mea, iar ulterior au trebuit să-mi cumpere și capul ăla ca să nu o mai chinui. A văzut că ai talent. A văzut că am talent, da, am fost foarte susținut de părinții mei. Atât timp cât la școală rezultatele erau bune, puteam să fac orice. Contează mult susținerea familiei în domeniul tău? Contează foarte mult. Foarte mult, mai ales când începi foarte devreme, pentru că nu ai o bază financiară și domeniul acesta presupune o investiție foarte mare. Adică, cel puțin la machiaj, chiar trebuie să ai bani ca să începi să lucrezi în acest domeniu, pentru că îți trebuie pur și simplu produse și produsele alea costă. Corect. Deci, da, trebuie să ai... E esențial să fii susținut de cineva la început. Și am avut noroc că părinții mei au făcut asta. Această piață a make-up-ului este într-o continuă evoluție, într-o continuă dinamică. Anul acesta ce este în trend? Eu nu cred neapărat în trenduri. Cred că fiecare machiaj trebuie adaptat pe fiecare fizionomie în parte, iar dacă ție îți stă bine cu sprâncene închise, unei alte persoane poate să nu îi stea bine cu sprâncene închise. Dar totuși sunt niște direcții după care ne ghidăm. Nu se mai poartă machiajul încărcat, nu se mai poartă machiajul din zona Rusiei, ca să zic așa. Toată lumea merge acum pe o zonă mai americană, unde totul este mult mai relaxat. Straturi subțiri, machiajul trebuie să fie cât mai natural, mai bronzy, buze puțin depășite, sprâncene fixate ascendent. Deci cam acestea sunt trendurile. Glowy make-up, ca să spun așa. Cât mai natural. Cât mai natural, da. Nu se mai... adică doamnele și domnișoarele au înțeles că nu trebuie să fie transformate total prin intermediul machiajului. Ele trebuie să arate în continuare a ele, dar să fie o variantă mai îmbunătățită. Încă suntem totuși în plin sezon al evenimentelor. Pentru ce optează doamnele și domnișoarele când vin la tine? În general, doamnele și domnișoarele optează pentru machiaj soft, smoky, bronzy, eyeliner, dar eyeliner ușor estompat, nu-și mai dorește nimeni un machiaj foarte grafic, pentru că liniile înăspresc cumva trăsăturile și atunci toată lumea vrea să fie mai... să aibă efectul acela de lifting, de proaspăt, să pare că așa sunt ele de fapt. Ai observat cumva o diferență față de anii trecuți în ceea ce privește cerințele oamenilor, ale doamnelor și domnișoarelor? Da, din păcate, adică din fericire, doamnele nu-și mai doresc un ten foarte mat, chiar dacă machiajul nu mai rezistă, nu știu, 30 de ore, preferă să-și ia ele o pudră și să-și retușeze machiajul decât să fie foarte încărcat tenul și ca și direcție toate vor un machiaj luminos. Nu mi-am mai cerut, cel puțin eu de 3 ani de zile, cred că n-am mai făcut un smoky cu negru pe o clientă pentru că nu-și mai doresc asta.
își doresc să fie cât mai naturale, pentru că probabil se simt bine în pielea lor. Uh-huh. De menționat că tu machiezi și acasă la Drăgușeni, dar și la București. La Drăgușeni nu mai machiez. Nu? Nu. De 3 ani am mai fost, cred că doar de 2 ori și vin pentru ocazii speciale. Nu știu, uh-huh. Am fost acum weekendul acesta pentru că a fost nunta unei colege din liceu. Dar în general nu. Activitatea mea se desfășoară doar la București. Și că totuși vorbim de București. Care sunt provocările unui bărbat în lumea make-up-ului, în această lume a frumuseții? Eu, să fiu sincer, pentru că am fost băiat, am avut parte doar de privilegii. Nu am avut obstacole, uh-huh. pentru că oamenii văd în mine ceva diferit, dar ceva, acel ceva este de bine. Nu... Băieții din industria de beauty nu mai sunt marginalizați la momentul actual, din contră, ți-am spus, suntem priviți cu ochi buni, ca să zic așa, suntem apreciați și chiar am cliente care vin și îmi spun că aleg să meargă chiar și la tuns și la vopsit la băieți pentru că au o altă perspectivă asupra lor, nu mai intervine subiectivismul unei femei. Da, da. Deci nu am avut probleme cu asta, n-am fost marginalizat nici că sunt moldovean, nici că sunt băiat în industrie, chiar n-am avut nicio problemă. Dar să mergem de partea cealaltă. Provocările meseriei, la modul general, indiferent că vorbim despre femei sau despre bărbați, care ar fi acelea? Este foarte important să evoluezi pentru că toată lumea evoluează. Și dacă tu rămâi în urmă, nu o să mai ai clienți, din păcate. Tot timpul trebuie să te specializezi, să mergi la un curs, să te informezi. Eu aleg foarte mult să urmăresc persoane din afară și să fur trucuri din ceea ce postez ei, scurte tutoriale sau informații pe care le oferă gratis sau dacă aleg să particip la un curs, este foarte important să te specializezi, pentru că dacă nu te specializezi constant, rămâi în urmă și nu vei mai avea clienți, îți pierzi job-ul. Ce înseamnă a te specializa în domeniul tău? Cât de des ar trebui să faci asta sau cum ar trebui? Eu recomand să, ca un make-up artist, cel puțin un make-up artist la început de drum, să meargă în primul rând la un curs de bază, iar mai apoi în fiecare an să meargă la cel puțin un curs de perfecționare, pentru că trebuie să îți dai update în fiecare an și să aduci ceva nou în tehnica ta, pentru că altfel, cum v-am spus, trendurile apar și eu chiar dacă nu mă ghidez după trenduri, mă ghidez după direcția în care merge industria mea, pentru că dacă rămân în urmă, nu mai sunt relevant. Și o dată sau de două ori pe an recomand să meargă la un curs sau la un masterclass pentru a vedea și o altă tehnică a unui alt artist. Eu, până anul acesta, am mers în fiecare an la câte un alt trainer, ori la un masterclass, ori la un curs de o zi, ca să văd exact cum lucrează și omul respectiv, iar eu am împrumutat, nu știu, o bucățică din tehnica lui și am adaptat-o la tehnica mea. Deci e important să vezi ce fac și alții, să nu ai niște ochelari de cal la ochi, să crezi că tu ești foarte bun și trebuie să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău. Asta este cel mai important. Tu cum ți-ai ales trainerii? Contează cum îi alegem? Eu, la primul trainer la care am fost, acum 6 ani sau 5 ani, nu mai știu exact, am ales-o pentru că făcea foarte multe live-uri și îmi plăcea foarte mult modul de predare. Eu totdeauna le recomand cursanților mei să meargă și la alte persoane, dar să fie atenți la modul în care predau. Pentru că mergi ca la școală. Dacă un profesor predă foarte bine, tu o să fii atras de materia respectivă și o să-ți placă. Dar dacă profesorul respectiv predă foarte succint, nu înțelege exact toți pașii, atunci automat nu o să-ți placă nici materia. De asta recomand tuturor oamenilor să aibă grijă la cine merg să se specializeze, pentru că acel om trebuie să fie și un dascăl bun, nu trebuie doar să machieze foarte bine. Corect, foarte bine punctat. Vreau să te duc puțin în partea Bătoșaniului, să te aduc înapoi acasă, cum ar fi. Știm că Bătoșaniul este un județ care ne-a dat foarte multe genii. Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Ștefan Lucian și multe alte personalități. Dar totodată avem și persoane foarte bune în sport, în muzică, în artă. Și printre care te numeri și tu. În București sau în zonele unde ai călătorit, când le spuneai oamenilor de unde provii, ce reacție aveau sau cum priveau acest lucru? Cum am mai spus, eu nu am fost marginalizat niciodată. Pur și simplu, oamenii din București sau chiar din afară
când am fost și am lucrat, nu pun accent pe locul în care te-ai născut, pun accent pe tine și pe valorile tale. Iar dacă valorile tale sunt în concordanță cu valorile lor, este irelevant. N-am fost niciodată marginalizat că provin dintr-un sat. Din contră, am fost lăudat și oamenii mă dau drept exemplu că am ajuns în punctul în care sunt, chiar dacă am pornit dintr-un sătuc pe care majoritatea oamenilor nu-l știu, pentru că nu au de unde să-l știe. Și mi se pare foarte frumos. Și eu câteodată mă dau drept exemplu pe mine și le spun că poți reuși orice în viața asta, nu contează de unde ești. Efectiv, este irelevant. Dar dacă tu muncești în fiecare zi pentru visul tău, nu ai cum să nu reușești. Este imposibil. Auzim de multe ori că nu neapărat talentul contează, ci munca. Faptul că muncești foarte mult pentru a ajunge în acel punct și tu reușești să ajungi în acel punct prin munca pe care o depui. Tu cum privești acest aspect? Cel puțin în machiaj, din punctul meu de vedere, nu e vorba de talent, pentru că este o meserie în care îți șlefuiești stilul și skillurile. Contează foarte mult viziunea artistică pe care o ai. Trebuie să te naști puțin artist ca să ajungi profesionist în domeniu. În rest, se spun 99% contează munca. Eu tuturor le spun și asta este replica mea, machiajul nu este ca mersul pe bicicletă, ai învățat odată și știi toată viața. Eu dacă acum mă opresc din machiaj și mă apuc peste 6 luni, nu o să mai machiez ca acum, pentru că nu mai am ochiul format, s-a relaxat mușchiul, ca să zic așa. Deci trebuie constant să exersezi, să practici, să-ți chei modele, să faci shooting-uri creative, pentru că doar prin creativitate și prin greșeli înveți. Eu când mă uit acum la ce făceam acum 5 ani, nu mi se pare groaznic, dar văd o evoluție enormă. Și este foarte important, greșelile alea sunt cârligele de care te agăți când evoluezi. Sunt treptele. Am spus în introducere că ești considerat make-up artistul vedetelor din capitală. Ne poți spune care sunt aceste mari personalități din capitală cu care ai avut onoarea să colaborezi? Sigur, am început să lucrez acum 3 ani cu Maria Popovici, care este și una dintre cele mai bune prietene ale mele acum. Lucrez foarte mult cu Alina Ceușan, ele două practic sunt artistele mele principale cu care lucrez. Lucrez cu Carmen Grebenișan, cu Joe, cu Olivia Adams, cu Eva Timuș, cu Holly Molly, cu aproape toate persoanele din industria muzicală și nu numai. Și e foarte frumos. Practic asta mi-am dorit să fac și cumva visul meu a devenit realitate. Și da, am întâlnit aproape toate persoanele publice din România. Dacă ar fi să te întorci acum 10 ani, ai merge pe același drum sau, nu știu, ai optat pentru o altă meserie? Nu, clar, aș face. Eu consider că am fost născut pentru meseria asta. Într-adevăr, ce aș face, nu aș renunța la muzică. Eu am și cântat acum mulți ani și nu aș renunța la muzică, dar clar aș fi tot make-up artist. Nu regret o secundă nimic din ce am făcut până acum. Mi se pare că pentru asta am fost făcut. Aflăm totuși un lucru nou despre Alexandru Tanasă. Da. Că ți-a plăcut să... Mi-a plăcut muzica, da, foarte mult. Și cine știe... Nu se știe niciodată dacă o să mă întorc înapoi la muzică sau nu. Rămâne de văzut. Spuneai la un moment dat că tu ai fost născut pentru această meserie, dar observăm acum că foarte multe persoane intră în această industrie. Tu cum vezi acest lucru? Orice persoană este făcută pentru meseria de make-up artist? Din punctul meu de vedere, foarte puține persoane sunt făcute pentru meseria de make-up artist, pentru că, cum am spus anterior, dacă nu ai o viziune artistică și, în primul rând, dacă nu știi puține informații despre culoare, despre anatomia feței, sunt foarte multe aspecte în spatele acestei meserii. Iar dacă o persoană merge la curs cu așteptarea că peste noapte devine make-up artist, este o gândire greșită, pentru că aud foarte des, mă fac make-up artist pentru că se fac foarte mulți bani. 80% dintre domnișoarele, poate chiar și domnii care se apucă de meseria asta, se apucă pentru partea financiară, care vine destul de târziu, pentru că investiția este foarte mare. Deci nu, consider că sunt puțini oameni care ar trebui să facă machiaj în ziua de astăzi, pentru că nu ai cum să...
scoți în evidență trăsăturile unei persoane fără să înțelegi ce se află în spatele acelor trăsături. Trebuie să identifici, trebuie să ai un ochi artistic care să vadă trăsăturile care ies în evidență la persoana respectivă. Înțelegi? Adică e foarte greu, este un domeniu foarte vast, trebuie să studiezi enorm de mult. Adică fiecare detaliu pe care îl faci pe față are o teorie în spate. Adică nimic nu este întâmplător în machiaj și nu există, aud foarte des metafora asta, pentru că așa am simțit. Nu există în machiaj pentru că așa am simțit. Trebuie să existe o explicație în spatele acelei umbre, acelei depășiri, contouring-ul, totul are o bază în spate. Deci când vedem o persoană machiată foarte frumos, în spatele acelui machiaj minunat, impecabil, stă o teorie. Stă un caiet de informații, da. Exact ca la școală. Da, nu e o meserie chiar atât de ușoară cum pare din exterior, da. Dar cred că... Nu este imposibilă dacă muncești foarte mult. Corect. V-am spus, dacă ești un pui de artist, clar o să reușești în domeniul ăsta. Numele tău este totuși foarte cunoscut în lumea make-up-ului, dar totuși am văzut că te-ai făcut remarcat și în cea a modeling-ului. Uh-huh. Ne poți povesti puțin despre această experiență? Da, eu mi-am dorit întotdeauna să fiu model. Adică țin minte că cred că aveam 16 ani și eu mă fomentam ca să ajung la un anumit număr de kilograme ca să merg la anumite castinguri. Atunci nu a fost să fie. Dar acum, pentru că mi-am dorit foarte mult și am manifestat că acum se poartă să manifestez, s-a și întâmplat, da. Îmi doream, nu știu, de ani de zile, asta era un goals de-al meu pe care l-am îndeplinit și e foarte frumos. Sunt niște emoții pe care, pentru mine a fost foarte rar să mă văd în ipostază de a avea emoții din astea foarte mari. Eu nu prea am emoții, pentru că sunt foarte stăpân pe ceea ce fac, oriunde merg, știu clar că știu să-mi fac foarte bine treaba și n-am de ce să am emoții. Dar acolo, făcând, am fost la Iași, la Romanian Creative Week și era prima dată când pășeam pe catwalk și am și închis prima mea defilare, a fost când închideam un show. Și a fost așa, cu emoțiile alea super intense, nu te împiedica, nu face o greșeală, că... Nu, astea sunt gândurile dinainte de defilare, dar a fost foarte bine și chiar o să-mi fac chestia asta, chiar pe 5 septembrie mai am încă o defilare în București. Ușor, ușor. Vreau să rămân și în lumea asta pentru că după foarte mult timp am simțit că fac ceva și pentru mine, nu doar pentru cariera mea de make-up artist, știi? Și atunci te relaxezi puțin și pe partea cealaltă și devii mai creativ. Este foarte important să te deconectezi de la ceea ce faci constant și să mai faci alte activități care îți plac. Și cum ai ajuns totuși să faci asta? Adică, ți-ai depus CV-uri sau... Da. La 18 ani am fost semnat la o agenție de modeling din Iași, First Models, și managera mea de atunci, Alina, care este o super fată, mi-a scris în fiecare an dacă vreau să vin la România în Creative Week și atunci pur și simplu nu aveam timp pentru că aveam programări. Și anul ăsta am spus că anulez tot și o să merg pentru că e o experiență aparte și chiar așa a fost și chiar vreau să-i mulțumesc pentru că ea practic a fost agenta mea care m-a introdus în lumea aceasta. Un vis devenit realitate. Un vis devenit realitate, exact, pentru mine. Foarte, foarte frumos, da. Și totuși, ai 23 de ani, ești tânăr și ai un palmares impresionant, așa cum am spus și la început. Da. Care sunt proiectele tale de suflet care ți-au rămas, nu știu, la inimă? Cred că cel mai mare proiect la care am lucrat vreodată și cred că eu chiar m-am gândit să fac un tatuaj cu un palmier, pentru că am fost în Tenerife la Love Island. A fost cea mai frumoasă emisiune pentru care am lucrat eu până acum și nu doar asta, mi-au plăcut foarte mult și colegii mei și pur și simplu că am fost cu Alina, cu Rock, cu Bia, asistenta Alina, a fost, nu știu, ne-am înțeles foarte bine și chiar este proiectul meu de suflet, dar bineînțeles și prima emisiune pentru care am lucrat eu vreodată o să rămână în sufletul meu pentru că am învățat foarte multe lucruri, se numește România are roast și chiar pot să spun că acolo m-am călit eu ca și make-up artist de TV și pentru seturi, pentru că a fost un job destul de solicitant, dar și pe partea asta de model, primul job, clar, asta de la Iași. Deci aceste trei da, au rămas. Da, și mi-au mai plăcut foarte mult când am fost în Polonia, am avut un shooting foarte mare cu brandul Foref. Așa că am voie să spun brand-uri, dar... Și acolo a fost o experiență foarte diferită față de ce am făcut până acum în România, adică un alt tip de set, un alt tip de cadru,
alți oameni, tot a fost mult mai alert, dar a fost foarte frumos. Spuneai că ai avut parte și de o echipă, un colectiv foarte, foarte bun. Uh-huh. Contează la locul de muncă oamenii cu care lucrezi? Cel mai mult contează, pentru că dacă nu ești înconjurat de oameni care să îți aducă bucurie, ca să zic așa, și care, cu care să te simți tu, atunci nu reușești să dai 100%. Eu totdeauna spun că e foarte important cu cine te înconjori și de foarte multe ori am avut norocul de a lucra pe seturi cu oameni extraordinari, de la care chiar am avut foarte multe de învățat, pentru că eu m-am dus la București la 20 de ani și am intrat într-o lume în care, despre care nu știam foarte multe. Uh-huh. Și am învățat foarte multe lucruri de la colegii mei. Foarte multe. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, așa că vreau să ne povestești puțin și despre viața ta de student la București. Primii doi ani am studiat la SNSPA, am făcut management, o facultate foarte bună dacă vă doriți să intrați puțin în sfera aceasta de management, de afaceri și să înveți cum să-ți faci un business și cum să-ți conduci un business. Chiar recomand din suflet SNSPA, pentru că mie, nu știu, pe mine m-a ajutat foarte mult cursul de contabilitate, de comunicare, uh-huh. de discurs public, de negociere în afaceri. Nu știu, chiar a fost o facultate foarte bună și pe lângă asta, pardon, am avut niște colegi extraordinari. Chiar vorbeam înainte de emisiune că eu am terminat facultatea acum un an de zile și încă sunt prieten cu 15 colegi, 10-15 colegi, care vorbim constant, cel puțin am un grup cu prieteni, deja ei sunt prietenii mei, nu mai sunt colegii mei de la facultate. Și viața de student în București este chiar foarte frumoasă, recomand. Pe lângă frumusețe, pe lângă există frumusețe, și greutăți. Și greutăți. E destul de greu cu transportul dacă nu stai foarte aproape de facultate. Eu cel puțin nu am stat aproape de facultate și făceam o oră și 10 minute până la facultate și trebuia, dacă aveam cursuri de la 8, să mă trezesc la 6 ca să ajung. Dar, nu știu, eu nu am văzut, nu este o facultate extraordinar de grea, este o facultate care te, mi se pare că te pregătește foarte mult mm-hmm. pentru viață în sine. Eu nu sunt un manager în sucursal acum sau nu am un post de manager, dar vreau să vă spun că m-a ajutat foarte mult. M-au ajutat informațiile enorm pentru că știu să mai administrez firma mea, știu cum să negociez contracte, ce să semnez, când să semnez. Sunt informații pe care dacă nu aș fi făcut această facultate nu le-aș fi știut sau nu le-aș fi știut atât de repede. Ai în vedere să-ți continui studiile? Am pus pauză deocamdată, am terminat licența și nu am dat la master pentru că am vrut să mă concentrez foarte mult pe partea de carieră. Pentru mine, cariera mea este cea mai importantă la momentul actual și nu reușeam, n-aș fi avut timp să ajung la facultate. Și dacă m-aș fi înscris la master, chiar mi-aș fi dorit foarte mult să merg fizic acolo, să uh-huh. profit de toate informațiile. Și deocamdată, dacă nu am timpul acesta, am spus că o să dau când o să fiu mai liber puțin. Zic să le oferim și un sfat domnișoarelor, doamnelor și domnișoarelor. Tu lucrezi foarte mult cu doamnele și domnișoarele, uh-huh. iar multe dintre tinerele din ziua de astăzi sunt complexate de felul cum arată. Ce le-ai sfătui? Cred că este foarte important să te iubești pe tine. Cred că, știu că e foarte greu să ajungi în punctul acela, doar că societatea noastră te împinge în zona în care doar acel tipar de 90-60-90 este ideal, dar nu este așa. Sunt foarte multe domnișoare superbe, plus size. Trebuie să nu mai asculți de gura lumii. Este foarte important pentru că ajungem să judecăm inutil anumite persoane și practic de aici apar frustrările lor. Pentru că nicio persoană, dacă mă duc eu la tine și spun ce te-ai îngrășat, nu e ok. Și corect. După aia persoana respectivă, chiar dacă pe moment îmi pare afectată, ajunge acasă și se gândește, băi, chiar m-am îngrășat. Și așa și-a format o frustrare și se construiesc energii negative în interiorul acelei persoane. Deci trebuie să vă iubiți pe voi, să nu aplicați urechea la ceea ce spun oamenii, pentru că de foarte multe ori nu e despre ei, e despre persoanele care vorbesc urât despre corect. Ceilalți și să încercați să vă acceptați fiecare defect, pentru că fiecare om este diferit și toți suntem speciali așa cum suntem noi. Așa că trebuie să încercăm să ne acceptăm pe noi așa cum suntem. Și practic asta cred că e cel mai important. Nu machiajul, nu coafura, pur și simplu să fii bine tu cu tine. Și când ești bine tu cu tine, clar, totul o să meargă mult mai bine pe partea aceasta.
Alex, eu vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și te mai așteptăm în studioul Știri Botoșani. Și să vii mai des la Botoșani. Mai vin, Doamne ajută. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Chiar a fost o experiență foarte frumoasă și Doamne ajută să ne vedem mai des. Până data viitoare, vreau să vă mulțumesc și să vă urez o zi cât mai bună.